Bună seara, stimați telespectatori! Luni seara, ora 19. Bine ați venit la o nouă emisiune Historia, o emisiune cu teme de istorie. Astăzi se împlinesc 237 de ani de la martiriul lui Horea, Cloșca și Crișan, de aici, de la Alba Iulia. În acest sens, invitatul meu din această seară este istoricul și prietenul meu, Tudor Roșu. Tudor, bine ai venit! Bine te-am găsit! 237 de ani de la martiriul lui Horea, Cloșca și Crișan, spuneam. Horea, Cloșca și Crișan, trei personaje despre care s-au scris atâtea în istorie, și cu bune, și cu rele, și adevărate, și multe poate lucruri false. Ce știm exact despre cei trei? Multe lucruri pe care le știm despre cei trei, sau o bună parte din ceea ce știm despre ei, știm în baza interogatoriului ce a fost luat după prinderea lor, și acolo avem foarte mai multe detalii biografice, să zicem așa. Erau trei țărani simpli, așa, ca să scurtăm, sigur că lucrurile astea se cunosc în mare parte. Horea era născut pe la 1730, deci avea 54 de ani la momentul răscoalei. Era născut în satul Arada, evident, în Horea de astăzi. Cloșca era din Cărpiniș, iar Crișan era din satul Vaca, din Hunedoara, care astăzi se numește Crișan. Sate care au luat nume după capii răscoalei. Erau țărani iobagi, sigur starea iobagilor nu era nici pe departe una lăudabilă la momentul respectiv, era similară sclaviei, adică cred că sunt mai multe similitudini cu situația sclavilor negri din America decât cu oamenii liberi din Europa. Pentru acești țărani obagi. Printre ei, probabil că mai era și câte unul mai înstărit, cum va fi fost Cloșca, despre care știm că avea, mai strânsese câte ceva. Apropo de Cloșca, el avea 37 de ani la momentul răscoalei, iar Crișan avea 52. Crișan era și singurul dintre ei care avea un trecut militar. Cochetase cu zona asta militară în tinerețe. Da. Hai să vedem și pe scurt, avem și niște imagini, gravuri de epocă, Horea, Cloșca și Crișan. Ce ne poți spune despre aceste gravuri? Cât sunt de autentice? Cât au fost pictate după, chiar după personaj natural, cum s-ar spune? Iarăși este o informație pe care nu o controlăm foarte bine. Știm că au venit câțiva gravuri chiar aici, la Alba Iulia, inclusiv, pentru că răscoala la momentul ei a stârnit valuri, a avut una de mare impact în Europa și atunci foarte mulți oameni, opinia publică își dorea să vadă chipurile acestor oameni, acestor lideri ai răscoalei, și în ideea aceasta ei au fost descriși sau desenați. La fel de importante au fost și descrierile fizionomice, descrieri care pe pagini întregi dădeau toate detaliile chipurilor acestor oameni. Și desigur, unele sunt făcute probabil din imaginație. Astea, nu? Cel puțin astea, da, ele... în turc îmbrăcat, cred că în straie, Horea este îmbrăcat în straie de turc. Da. Da. Primele, cea de-a doua a fost, cred că cea mai cunoscută, sunt cea care o întâlnim și pe manuale școlare. Una dintre cele mai cunoscute. Avem și noi la muzeu un tablou cu Horea. Avem și, și făcut atunci, în anii aceia, din preajma răscoale. Și mai avem și o gravură foarte interesantă cu Crișan colorată. Deci sunt imagini care au îmbogățit unele cărți la momentul respectiv. Da, avem aici. Și avem, repet, și acele descrieri fizionomice, și multe din aceste imagini bat și cu, și cu descrierile. Da, ca personaje, sleit personajele moților din Apuseni, ținută, aici văd că a mai îmbunătățit autorul, a mai făcut și o... L-a făcut mai creț. Mai creț, da. Dar cu coada aceea pe o parte, așa cum purtau moții la vremea respectivă. Deci au păstrat unele elemente, probabil că aveau acele descrieri fizionomice, și multe din aceste imagini sunt realizate în baza descrierilor. Deci oamenii n-au i-au văzut neapărat acești artiști pe Horea, Cloșca, Crișan, ci au avut informații și în baza celor... Asta, gravura asta, avem și noi într-o variantă color,
E Crișan cu un câine despre care știm că l-a însoțit pe Crișan de-a lungul răscoalei. Am identificat și rasa acestui câine, nu mai există, Bullenbeiser, rasa respectivă. Și Crișan e înarmat până în dinți, probabil asta a vrut să-și exprime artistul, că Crișan era sângeros și are mai multe arme decât ar putea folosi la un moment dat în această gravură. A fost, gravurile astea au fost și foarte bine vândute, a fost o afacere în perioada respectivă în Europa. Erau și acele gravuri stilizate, făcute din profil, doar forma personajului, care, citeam, se întâlneau chiar pe vantaile domnilor din Viena. Deci personajele respective erau extrem de cunoscute în Europa. Avem și aici câteva imagini. Asta e tot Crișan. Marcu Giurgiu, cum se numea el, sau Gheorghe Crișan. Da. Scurt, răscoala ce a însemnat, de fapt? Răscoala a fost o ridicare până la urmă, indiferent de pretextul care a generat-o. Repet, situația robagilor din Transilvania era una vecină sclaviei. Automat, oricum am luat oamenii aceștia, au luptat pentru libertate până la urmă. Ăsta a fost scopul. Chiar dacă, sigur, în primă fază ei au vrut să se cunoaște povestea răscoalei, ei au vrut să se înroleze în regimentele grănicerești, să vină la Alba Iulia, opriți de nobili pe drum, de unii slujbași, de cătane ale nobililor, i-au ucis pe aceștia după ce au pornit, începând cu adunarea de la Mesteac, încă vedem acum în imagine, cu scrisoarea, prezumtiva scrisoare pe care Horia ar fi primit-o de la împărat și o cruce de aur acolo la Mesteac, când Crișan le-a arătat aceste obiecte țăranilor. Ce vor fi înțeles țăranii, iarăși mai puțin relevant. Important este că în 5 săptămâni a izbucnit în aproape toată Transilvania o răscoală cum nu a mai existat și o răscoală care a șocat, a impresionat la și sângeroasă. Acestea sunt iarăși sângeroasă ca toate răscoalele, că până la urmă nu putem nici să intrăm în paradigma aceasta a aristocrației și să îi acuzăm pe țărani de atrocități. Ele sunt inerente într-o răscoală. La fel avem și la 1907 sau la orice răscoală, orice mișcare socială care a avut loc în Europa, totdeauna s-au întâmplat aceste atrocități. Ele vorbim de o, sigur, de o perioadă trecută. Uite că acum avem lângă noi un război și nu se mai întâmplă astfel de lucruri. Poate și atunci, dacă erau transmisiunile live, să nu se întâmplă chiar așa. În fine, din păcate pentru răsculați, structura lor militară, logistică, nu le-a permis să facă față nobilimile regrupate și sprijinite de Viena. Da, păi în momentul în care au intervenit trupele imperiale, era imposibil. La Mihăilene a fost cam ultima bătălie importantă în 7 decembrie, unde țăranii au pierdut și după aceea s-au risipit. A fost și acolo o chestiune. Iarna urma și țăranii nu își puteau permite să continue această răscoală, drept pentru care Horea a dat ordin ca oamenii să se întoarcă pe la casele lor, urmând ca în primăvară să se readune, dar nu a mai fost cazul. Deci și pe Horea, ca pe mulți alții, și pe Napoleon, până la urmă i-au învins iarna. Da. Acum are și momentul, vorbesc de decembrie 1784, are loc și momentul trădării celor trei, de fapt Horea și Cloșca, în decembrie, ianuarie, Crișan, nu? Da, da, și bine, și momentul ăsta al trădării a fost cumva subliniat de fiecare dată că prin trădare au fost prinși, da, cam așa se întâmplă, adică și cam toți sunt prinși prin trădare. Asta sunt soțiile. În care sunt căutați. Soțiile. Prinși și aduși la Alba Iulia, în primă fază Horea și Cloșca, ei au fost prinși deodată, ulterior și Crișan, închiși în Alba Iulia, interogați,
Aici avem imagini. Șanse sinucide. Avem imagini cu prinderea. Bine se știe, prinderea, da, în pădurea Scurușetului, lângă Albac. 27 decembrie. Erau lângă foc, atunci Horea și Cloșca și Horea și-ar fi aruncat pe foc inclusiv niște documente, niște scrisori spre care nu o să știm niciodată ce conțineau. Da, nu cătanele au fost cei care... Nu, cătanele le-au preluat ulterior. Dar sunt tot așa imagini parțial veridice, parțial bazate pe surse și parțial și rodul fanteziei acestor artiști. Știm ce s-a întâmplat cu cei care au ajutat și chiar au prins liderii răscoalei. Nu? Au primit diplome, dar au scăpat de obăgie, au fost și... Asta era, sigur, o miză pentru ei. Și o sumă de bani, toate în public. În fine, Crișan este prins și el în ianuarie, tot prin trădare, tot în zona. Da, da, la sfârșitul lunii și se sinucide în 14 februarie. Spuneai... Horea și Cloșca primesc sentința în 26 Bun. Februarie. Hai să revenim puțin. Spuneai, la ajuns la Albăilea, sunt închiși în porțile cetății. Avem aici o discuție, dar nu o să lungim astăzi, doar pe scurt, despre locațiile în care au stat cei trei. Da, sunt denominări diferite. În secolul XIX, început de secolul XX și după aceea, probabil și de din cauza asta, această confuzie. Poarta în care a fost închis Horea se numea Poarta Nouă, Poarta Episcopului. Sau după denominarea din perioada interbelică era Poarta a Treia. În poarta a doua, așa cum numărăm noi astăzi, nu se număra la momentul ăla. Deci poarta a treia era de fapt poarta a patra. Locul în care a fost întemnița Horea este cu siguranță poarta nouă, adică așa cum îi spunem noi astăzi, poarta a patra. Iar Cloșca în poarta a doua, adică poarta a treia de astăzi, sau poarta Carol. Asta e poarta a treia actuală sau poarta principală a cetății cu acel soclu piramidal pe care stă statuia lui Carol al VI-lea și locul acela a fost interpretat ca fiind celula lui Horea. A sfumat și în muzeu. Da, și inclusiv în zi de astăzi se vizitează. Da. Sigur, aici și chiar dacă știm porțile, nu știm exact încăperile în care au fost întemnițați. Probabil una din camerele de gardă, iar Crișan în beciurile comandamentului, adică într-o clădire care se afla pe locul actual al Catedralei Ortodoxe, deci o clădire care nu mai există. Da, și Cloșca spunea, și o să avem și imagini, că să arătăm și poarta patra, care funcționa și ca un loc de temniță pentru ofițerii din armata austriacă și era poate poarta cea mai puțin accesibilă, pentru că pe acolo nu circulau decât armatele sau aprovizionarea garnizoanei. Da, orașul nu exista în acea parte, era terenul de instrucție al armatei austriece și atunci sigur că nu era acces pe acolo decât pentru ca trupele să iasă spre câmpul de instrucție. Deci și logic să fi fost cea mai protejată dintre locațiile în care putea fi închis chiar liderul acestei mișcări. Bun, hai să ajungem la ziua de 28 februarie 1785. Ajungem o execuție la... dură, nu? Dar da, făcută conform legii. O execuție foarte dură. Și ca să înțelegem mai bine, trebuie să ne raportăm puțin la codul terezian, la Constitutio Criminalis Tereziana, pentru că în baza acestui cod de legi a avut loc și sentința și în baza ei și execuția. Erau, să vă spun câteva cuvinte despre acest cod terezian, el fusese inițiat în 1768, prevedea o serie de torturi la momentul respectiv care s-ar fi aplicat, iată avem și câteva imagini, se specifica foarte amănunțit acolo cum are loc torturarea victimei, a acuzatului pentru a obține mărturii de la acesta. Cum îi se leagă mâinile, iată poziția, inclusiv poziția mâinilor, cum se strivesc tibile, cât de
mari, circumferința unor druguri de fier care se folosesc. Deci toate lucrurile astea erau foarte detaliate. Însă 8 ani mai târziu, în 1776, tortura a fost scoasă. Deci nu s-a mai folosit și nu s-a folosit nici în cazul lui Horea și Cloșca, probabil pentru că nu mai era în lege. Ei nu au fost torturați, nu dintr-o, nu știu, a vrut cineva să le facă neapărat un bine, ci nu se mai folosea la momentul respectiv tortura. Au fost acuzați pentru două, învinuiți în baza două articole, articolul 62 și articolul 90. Exista și un articol 61 care prevedea insurecție contra statului, dar nu au fost condamnați în baza acelui articol, ci în baza articolului 62, care articol 62 vorbea despre tâlhărie, omoruri, și 90 care era cu tâlhărie la drumul mare. Oare sunt imaginile, apare pe primele imagini? Primele imagini, da, erau exact textele. Acum, codul terezian a fost tipărit în limba germană și în limba cehă, dar vedem pe coloana din stânga, acolo, și un rezumat în limba latină a acestor pedepse. Și acolo e mai ușor să înțelegem, pentru că textul german e scris cu caractere gotice, oricum am tradus acele texte și știm exact ce conțineau. Deci articolul 62 vorbea despre rebeliuni și tumulturi, cum au tradus românii. Și pentru acela pedeapsa era tăierea capului, dar pentru articolul 90, care însemna tâlhărie la drumul mare, asta era cea mai aspră pedeapsă, frângerea cu roata. Acum, codul terezian față de codul carolin, care existase până atunci, era o îmbunătățire, să zicem așa, o modernizare. Fusese răscoase din lege o grămadă de pedepse, pe care sigur că azi le vedem și sunt extrem de barbare, cum era hăcuirea, îngroparea de viu, tragerea în țeapă, toate acestea nu mai erau în uz. Și ce se mai păstrase în codul terezian printre genul ăsta de pedepse barbare era frângerea cu roata. Contusio per rotam e denumirea în latină și nu rota fragendos, cum mai folosim. Nu exista termenul acesta. Sau Radbrechen, cum e formula germană. Avem și ceva imagini, nu? Ajungem și la ele, da. Vreau să vorbim puțin despre alte evenimente, alte lucruri similare din Europa, dar înainte de asta să citesc puțin cum a sunat sentința lui Horea. Deci știm că ea a fost citită și în limba română, dar nu avem textul ei românesc, decât textul german, și care a fost tradus în mai multe rânduri, dar o să citesc o variantă, o primă publicare în limba română în 1862, că e poate mai aproape de spiritul limbii la momentul respectiv. Spicuiesc din aceasta: în procesul criminal ridicat în contra lui Horea, care almente, adică alminter, se numește Nicula Ursu, născut în Albac, în Marele Principat Transilvania, ca de 54 de ani, neunit, adică ortodox, căsătorit și iobagiul bunului fiscal de la Zlatna, și în contra lui Ioane Cloșca din Cărpeniș, tot Marele Principat Transilvania, care de 30 de ani neunit, deci ortodox și el, căsătorit și iobagiul sus numitului bun fiscal, comisiunea de curte așa dispune pentru cercarea turburărilor și aducerea poporului la pace, a fi drept. Cum că Horea, deși el nega cerbicios toate crimele prea grele ce se impută de comun și de care fu convins cu martor, mai presus de toată îndoiala, ca de ca pe la capătul anului de curând trecut, 1784, a țesut turburările scate într-o acest mare principat al Transilvaniei, mai cu seamă în comitatele Hunedoara, Zaran și Alba de Jos. Deci odată avem topica asta barocă cu foarte multe virgule, apoziții. A furisitul de Horea ca mai secur să poată, adică mai sigur să poată ajunge acest scop scelerat și temerariu, precum se știe, nu s-a înfiorat de mijloacele cele mai blăstămate. Mai cu seamă Horea însul și Ioane Cloșca, ca afurisiți răzvertitori, pleni de cutezare ai liniștii publice și ai securitatei,
seducători și doctori primari, ca unici au ațățat pre oameni la omoruri de cele mai urâte, la arderi înfiorătoare și despoliări silnice, s-au făcut demn de a se pedepsi cu moarte, atât pentru înfricoșatele crime ce înși au făcut, cât și pentru cele făcute de popor. Și în fine, mai departe sunt date restul sentinței cu condamnarea la moarte. Acum, condamnarea la moarte era și ea prevăzută în lege, nu atât de detaliat pe cât poate am putea crede față de alte sentințe, dar se specifica acolo cum are loc frângerea cu roata. În textul ce l-ați văzut mai devreme, ce era în limba germană, frângerea de jos în sus era considerată pedeapsa mai aspră și asta s-a aplicat și în cazul lui Horea și Cloșca. De asemenea, exista lovitura de grație care se dădea pe piept, dar cei doi au primit sentința fără lovitură de grație. Mai erau prevăzute tot felul de detalii acolo care nu se spun de obicei, nu figurează în literatura de specialitate. De exemplu, din leșurile cadavrelor se tăiau bucăți de piele, un fel de curele, care se luau inclusiv ca, nu știu, amintire. Și în textul legii se specifică și acest lucru, dar nu apare în alte interpretări, texte, analize istorice moment. Lucrul ăsta l-am întâlnit și cu 280 de ani mai devreme la Mihai Viteazu. Când s-au luat, tot așa. Dar acolo obicei chiar erau suveniruri, aici... Erou cu tumă, cred că, care s-a păstrat, s-a transformat deja într-o chestie oficială și... Acum, ce mai este interesant, iarăși să vreau să spun cu codul ăsta, că pedepsele nu se aplicau la... Nu era egalitate în fața legii. Un aristocrat, un nobil, putea să primească o pedeapsă mult mai ușoară pentru aceeași faptă, iar un țăran să fie condamnat la moarte. De asemenea, exista diferențiere și între bărbați și femei. Bunăoară, la frângerea cu roata, un bărbat era frânt cu roata, dar la femei se practica mai puțin acest obicei, erau decapitate sau executate altfel și chiar avem cazuri când femei au fost executate, de exemplu un caz în Olanda, dar executată îmbrăcată femeia respectivă, o chestiune paradoxală, adică exista o anumită pudibonderie față de goliciunea femeii, dar nu avea nimeni nicio problemă în a vedea o execuție de o oră în care oasele erau rupte. Deci pare foarte straniu astăzi. Acum, apropo de aceste pedepse, vedeți câteva imagini. Prima dintre ele, dacă revenim la ea, să discutăm un pic pe marginea ei, o spuneam că sunt tot felul de execuții în Europa. Noi am știut mai puțin despre lucrurile acestea, dar acum, având o grămadă de bibliografie străină la dispoziție, găsim și pe net o sumedenie de informații și atunci putem să încadrăm mai bine, să contextualizăm mai bine o astfel de execuție. Aici vedem o execuție din Germania, unde se ajunsese la o procedură foarte spectaculoasă, cu un eșafod înălțat și coroată de asemenea înălțată, cam la un metru, și care de asemenea se rotea pentru ca oamenii de jur împrejur să vadă toate detaliile. Era și un spectacol, nu? Era un spectacol și sunt niște principii la frângerea asta cu roata. Ce o să vedem la Horea e o ultimă modă oarecum. Dar inițial cu un drug de fier, care de obicei era, cel puțin la mâneri, era rotund, de un metru, un metru jumătate, se lovea. Odată la două, la trei minute, depinde, se loveau membrele care depășeau spațiul roții. Deci asta e un mod de execuție, încât aceste oase erau frânte și mai atârnau doar în piele, după care ele se readunau, adică poate omul încă mai era viu, se era împachetat pe roată și uneori lăsat acolo până când își dădea ultima suflare, ore în șir sau chiar zile în șir. Aici avem o gravură făcută de Johann Mill, pe care o să regăsim și între gravuri execuției lui Horea. Este vorba de execuția lui Klostermeier, un brigand din Bavaria, undeva pe la izvoarele Dunării a acționat el și care cu vreo 10 ani înaintea execuției lui Horea a fost frânt cu roata, tot în spațiu
german, evident tot în spațiu de influență austriacă. Și a existat și o carte publicată despre faptele și execuția lui și o să găsim câteva similarități cu execuția lui Horea. Vedem de asemenea dispunerea publicului aici, eșafodul pregătit, crucea Sfântului Andrei, cam pe genul ăsta de pat a fost pus și Horea. Și cu un călău care are o roată de car cu o lamă de fier atașată pe obada roții și cu aceea lovește. O lovitură la 3 minute, cam asta era norma. Dacă mergem și la următoarea imagine, o să vedem, bine, asta e o execuție din Franța, dar revenim, nu contează neapărat. Aici e execuția lui Jean Calas, pe la 1760, deci într-o perioadă similară, cu cadavrul, sau când Jean Calas încă era viu, lăsat, așa cum spuneam, câteva ore pe roată, adunat pe roată, și o execuție care a făcut vâlvă la momentul ei și de care s-a interesat și Voltaire, pentru că vinovatul acesta n-ar fi fost de fapt vinovat de faptele de care era acuzat. Dacă mergem mai departe, așa, aici revenim la patul execuției lui Klostermeier. Vedem aici, odată, un element pe care nu-l vedem la Horea, un orificiu în zona gâtului, care trebuia să imobilizeze gâtul. Acum, fie că Horea n-a avut parte de așa ceva, fie că pur și simplu gravurii n-au reprezentat acel element. Mai vedem acele bucăți de lemn care se așezau sub coate și sub membre. Dar rolul acestora nu e cum s-a interpretat la noi, ca osul să se frângă mai ușor și lovitura să se dea între, așa spune Prodan, dar e pur și simplu o speculație. Rolul acelor dispozitive era de a imobiliza membrele pe condamnat, ca el să nu poată mișca. De asta era legat și de gât. Deci el nu putea să miște din picioare, din membre, din nimic. Era practic fixat pe acest eșafod. Și acolo este și sunt și niște scripes pentru imobilizare, pentru fixarea. Și roata, evident. Și roata, care e foarte similară cu ce avem la cloșca. Klostermeier a fost un caz foarte cunoscut, s-au făcut de Schiller, cunoscut ulterior, care și-a inspirat opera Hoții din povestea acestuia. Aici e volumul publicat cu acest brigand, un fel de Robin Hood modern, care vă spuneam că a tâlhărit, un haiduc de fapt, că se zice că l-a furat de la bogați și dădea la săraci, prin pădurile Bavariei. Și mai avem și alte cazuri, aici e o chestiune mai mult simbolică, avem mai multe cazuri cu astfel de execuții. Avem la Trieste, de pildă, cu vreo 10 ani înainte de execuția lui Horea, este la vremea respectivă ținea tot de Imperiul Habsburgic, execuția ucigașului, arheologului și istoricului Winckelmann, care se afla acolo și care a fost oficial tâlhărit și ucis. Și tot prin frângere cu roata și tot pe o procedură similară cu ce o să regăsim la Horea. A fost destul de... Da, ideea era de tâlhărie la drumul mare sau de tâlhărie cu ucidere. Winckelmann a fost tâlhărit și ucis oficial, deși după toate probabilitățile el era într-o relație de altă natură cu acel chelner care l-a omorât, probabil de natură homosexuală, dar ca să nu se arunce umbră la vremea respectivă pe biografia lui Winckelmann. Mai ales că și primise ceva medalii din partea... Da, era o personalitate culturală și foarte admirat în toate cercurile Imperiului. Și atunci s-a mers pe ideea aceasta, deși probabil crima fusese mai degrabă pasională, și chelnerul respectiv ucis. Cât de frecvent au fost aceste execuții în preajma anului 1785? Nu au fost atât de frecvente, ele se împuținaseră. Pe măsură ce înaintăm în secolul luminilor, ele sunt tot mai rare. Înseamnă și că... sunt mai dese în Franța decât în Imperiul
habsburgic. Mai avem și alte execuții, inclusiv în lumea colonială, în lumea condusă de statele europene. Avem ulterior prin Surinam, prin America de Sud. Dar și în spațiul german, ultima execuție atestată este la 1841 în Prusia. Deci, din nou, o informație care s-a rostogolit greșit în istoriografia română, că sunt ultimii, au mai fost altele și după. Dar oricum, din ceea ce văd, fiecare din aceste execuții, frângerea peruată, a atras o promovare, destul de multă atenție în partea opiniei publice legate de acest moment, fie cu în Franța, fie... Că erau niște execuții foarte fotogenice, să le spun așa, adică lumea era impresionată, era și de personaj șocanțe, și de modul de execuție. Aceste grozăvii probabil stă în firea umană să se cumva găsește o anumită voluptate în ideea asta de sânge, de că nu de alta noi ne considerăm mult mai pacifici și mai liniștiți în mileniu 3, dar și noi savurăm de pildă filme cu violență, cu sânge. Am găsit cumva un locuitor poate pentru astfel de nevoi. Ce nu am specificat iarăși un caz de la noi, tot exact din spațiul transilvan, e destul de puțin cunoscut, dar e o scrisoare publicată în 1930 și care cu vreo câțiva ani înainte de Horea descrie un astfel de episod care a avut loc în Transilvania, undeva lângă Sibiu, tot așa un bandit. Dar nu știm numele acestuia, însă cel care a privit, care a asistat la acest eveniment a fost șocat de evenimentul în sine și nu de atât de persoană și de fapte. Deci cel condamnat mergea în urma unui car și era legat în urma carului, iar pe car se afla o tigaie unde era ținut un clește înroșit în foc. Și la răscruș de drumuri carul se oprea și călăul rupea carnea cu cleștele de pe trupul acestuia, iar execuția a avut loc la final, tot așa cu lovituri de roată. Cel șocat, cel impresionase mai mult pe martor a fost că respectivul nu prea s-a plâns, adică a zis de câteva ori că pedeapsa e prea dură pentru ceea ce săvârșise el. Da, mi-aduce aminte și asta de pedeapsa aplicată cu ceva 300 de ani mai înainte răsculatului din Gheorghe. La Gheorghe Dojan. Da. Da, deci și din păcate cu siguranță vor fi fost și alte execuții, dar nu avem informații suficiente. Vedem totuși că a fost o practică destul de răspândită la momentul respectiv, chiar dacă, repet, erau tot mai puține astfel de cazuri. Dacă comparăm cel puțin cu secolele anterioare, avem la Nürnberg, de exemplu, cu 100 de ani, 100 și ceva de ani înainte, un călău care în timp de 44 de ani, cât a durat cariera lui, a desfășurat 400 de execuții. E, acum, foarte rar, incidența este mult mai mult diferită la sfârșit de secolul XVIII. Hai să fim serioși, și Gran Cearacoții călăului Horea, știm că cel puțin în momentul ăla are 3 execuții. Nu, bine, Crișan era deja mort, dar mai execută 11 țărani. Știm de faptul că ceva mai târziu încearcă să-și primească banii, pentru că pe moment n-a fost plătit pentru execuție. A uitat să-l plătească, da. Și am ajuns la execuția celor... Execuția lui Horea și Cloșca, întâmplată în 28 februarie 1785, avem 4 gravuri care prezintă acest moment. Asta este gravura lui Brimhauser, despre care s-a considerat că e cea mai realistă și cum că celelalte ar fi fanteziste. Dar astea sunt speculații ale istoricilor, inclusiv că el ar fi fost chiar prezent la execuție. Ce vedem în această imagine este momentul cel mai șocant al execuției, al acelei zile, în momentul în care cloșca este deschis, eviscerat și cât încă trăiește. El era viu în momentul în care s-a întâmplat lucrul acesta. Asta a șocat cel mai mult audiența din toată execuția. Și de asta apare acest element în toate aceste imagini. Horea în picioare, alături de preotul Nicolae Raț,
și de soldați este ținut acolo, se uită și urmează să fie executat pe același pat de scânduri, pe același loc, cum știm că s-a întâmplat. O mulțime de 2500 de țărani aduși cu forța, dar plus încă pe atâția din Alba Iulia, asistă la această execuție și undeva la un kilometru și ceva în spate vedem orașul, vedem cetatea Alba Iulia. Mai avem acel cordon de soldați, de toboșari din prima linie, care aveau menirea de a acoperi cu sunetul tobelor lor strigătele de durere ale capilor răscoale. Acum, ce se întâmplă? De ce imaginea aceasta a fost considerată ca fiind cea mai realistă, cea mai veridică? Pentru că Brimhauser a făcut o fotografie, practic. Deci el surprinde exact un moment, momentul eviscerării lui Cloșca. Care a fost primul, cum spuneai tu. Care a fost primul executat. În schimb, la ceilalți, o să vedem, avem un film al execuției. Deci ei încearcă să prindă mai multe cadre, mai multe imagini în aceeași imagine. De asta avem acele capete puse pe roți, expuse deja. Aici Cloșca este deja descăpățânat și este scartelat. Firtheilung se numeau acele părți de corp în textul legii care urmau să fie expuse. Nici Crișan a scăpat de Nici acest Crișan, care se spânzura, se spunea, și care într-adevăr la Crișan știm unde au fost duse acele părți din trup. Da, aici este gravura lui Johann Mill, cel pe care l-am regăsit și la Klostermeier, și aici avem un film al sunt două, e o licență artistului aici, sunt două eșafoade, două paturi de scânduri, dar el știa că nu așa s-au întâmplat lucrurile. Scuze-mă, asta cred că e cea mai cunoscută, nu? Asta este cea mai cunoscută. Din manuale școlare. Și interpretată uneori ca fiind totuși rodul imaginației, dar nu e deloc. Adică el are cele mai multe informații pentru că le regăsim în legenda acestei gravuri. Și acolo descrie toți pașii acestei execuții. Dar, încă o dată, el prezintă de fapt filmul întregii execuții, cu Cloșca eviscerat acolo, vedem, și cu Horea deja executat. Sigur că lucrurile s-au întâmplat succesiv, dar în această imagine le avem la oaltă. Acest gravure și cel care a pus în gura lui Horea cuvintele mor pentru națiune? Da, doar că el a scris în limba germană. Nu mai știu cum zicea, cum sunau cuvintele în germană, și au fost traduse mor pentru popor, mor pentru națiune. Cam asta ar fi strigat Horea, da, la acel moment. Astea sunt gravurile lui Loewenhol, tot așa cu întregul film al execuției. Trebuie să se vadă foarte distinct lucrurile astea, scartelarea, execuția, etalarea de părți de corp pe cruci, cetatea Alba Iulia pe fundal mereu apare. Acum, sigur că nu era cetatea Alba Iulia un subiect, nu s-a obosit nimeni să o facă într-un mod realist. Mulțimea participantă, la fel. Asta este un pic mai simplistă prin natura ei artistică. Vedem acolo și nobili și preoți, adică toată asistența. Da, revenim la Johann Mill, e aceeași gravură, dar cred că e cadru mai larg aici. Repedia are și o legendă foarte, foarte bogată, de unde aflăm destul de multe detalii pe care nu le știm din alte surse. Au fost și mărturii la momentul aici, cu legendă cu tot. Au fost în egală măsură mărturii ale martorilor care descriu momentele execuției. Unele se bat cap în cap. De exemplu, avem mărturie care spune că prima lovitură la Horea s-a dat pe femurul drept. La înaltă mărturie spune că pe piciorul stâng. Dar ele pot fi puse cap la cap și, sigur, găsit un numitor comun, o desfășurare plauzibilă pentru întreaga execuție. La Cloșca a durat mai mult, vreo 20 de lovituri, la Horea mai puțin, 8-9 lovituri după surse, cu lovitură de grație, lovitură pe piept. În cazul său, judecătorul care conducea execuția a hotărât să grăbească lucrurile, oricum se durase foarte mult la Cloșca și atunci Horea a fost
grațiat, să zicem așa, și bine, deja cumva probabil și lucrurile erau repetabile. Cloșca înjurase foarte mult în timpul execuției și atunci toboșarii înăspriseră ritmul bătăilor. Era și mai tânăr, nu? Și ar fi proferat, după unele mărturii, cele mai grele blesteme și înjurături la adresa celor care îl executau. Dar iarăși vezi o chestiune paradoxală, greu să înțelegem astăzi, adică îl execuți pe ăla în modul ăsta atât de crud, dar în același timp urechile nu pot să-ți audă niște înjurături. E foarte ciudat modul ăsta de gândire la momentul respectiv. Din păcate, de fapt, dacă la Crișan știm unde au fost duse părțile din trupul său, capul la Deva, celelalte patru părți prin sate, din zonă, chiar în satul natal, la Horea și la Cloșca nu știm unde au ajuns părțile care au fost sfârtecate acolo. Știm doar că inima și măruntaile au fost îngropate chiar locul supliciului, dealul Furcii. Și aici sunt destul de multe de povestit, dar hai să vedem. Asta era și procedura, măruntaile se îngropau la locul execuției. Bunoară, ele trebuie să fi fost îngropate undeva acolo lângă eșafod. Și acolo vor fi rămas pentru astăzi eternitate. Avem un monument, nu? Avem un monument... Avem pe dealul Furcilor, dar în extremitatea greșită, să zicem așa. Avem două hărți de secol XVIII, de dinainte de răscoală, unde este marcat un anume Galgenberg, adică deal al spânzurătorii. Românii au spus acestui loc cornul Podeiului. E un loc despre care s-a știut de fapt că acolo a fost executat Horea, pentru că la 100 de ani de la eveniment, Rubin Patiția, Alba Iulianul, a organizat un panegiric dedicat lui Horea și inclusiv o slujbă de pomenire în ciuda restricțiilor pe care autoritățile maghiare le impuneau. Au mai scris ulterior și Eugen Hulea despre locul acesta, dar primul care o face este Rubin Patiția. Asta e imaginea orașului și în colțul acela vedem că topografic se vede acea înălțime, acel promontoriu, de unde Valea Mureșului se vede foarte bine și unde probabil că dacă existau niște spânzurători înălțate, se vedeau de la distanță, veneai spre Alba Iulia, dinspre Sibiu sau dinspre ce parte veneai, sărea în ochi acel loc. Mai era o hartă unde scrie și lucrul acesta Galgenberg, adică dealul spânzurătorilor. Aici e locul actual, folosind o imagine de pe Google Earth. La distanță oarecum de unde este monumentul, în partea nordică a platoului. În partea sudică, spre invers, spre Sebeș. E strada aia din proximitate, e strada Viilor care duce la Porțelanul, la Apulu, însă accesul dinspre strada Viilor nu se poate face, că acolo sunt case, ar fi geografic mult mai scurt să urci acolo, dar ca să ajungi acolo trebuie să vii din partea asta la altă, dinspre dealul Furcilor și pe ultima stradă, care se numește Georges Sand, să mergi până în capăt, după aceea faci dreapta și ajungi la locul execuției, este pusă și o bornă acolo. E un teren privat. Dar pe care primăria, din informațiile ce le am, planifică ridicarea unui monument, preluarea acelui teren și marcarea locului și sigur folosirea, să vedem ce va fi, un monument sau altceva, punerea în valoare, în fine, a acestui loc. Cam asta este ideea. Deci ăla este cornul Podeiului, dar, repet, accesul se poate face doar dinspre Jursan. O locație extrem de importantă pentru Alba Iulia, să nu uităm că unul din motivele pentru care orașul Alba Iulia a fost ales ca loc al Marei Uniri a fost și faptul că aici a avut loc martiriul lui Horea, Cloșca și Crișan, alături de fapta lui Mihai Viteazu. Însă, ce vreau să te mai întreb, Tudor, că ne apropiem de sfârșitul emisiunii încet, încet, în cinematografia românească Răscoala apare, cred că, într-un singur film, nu? Da, e un film care s-a scos la 200 de ani, deci cu ocazia bicentenarului
Revoluția, adică Răscoale apare în 1984, regizat de Mircea Mureșan, dar mai mult decât atât, pe scenariul lui Titus Popovici, care știm că a făcut o serie de scenarii foarte reușite pentru filmele românești cu temă istorică de la acel moment. Și pe lângă asta avem și o distribuție de zile mari cu Ovidiu Moldovan, cu Șerban Ionescu, în rolul lui Cloșca, în rolul lui Crișan, un actor mai puțin cunoscut. Da, îl știm sigur pe actorul care joacă rolul lui Grancea Racoții. A, da, e fostul nostru coleg de la Muzeul Unirii, Valerian Bărbuță. Aici e și o poveste interesantă, ne povestea domnul Andra, parcă, nu? Și Bărbuță însuși. El a povestit multă vreme de acest episod. De încălțări, mă refer. Da, el avea 52 la picior, e un număr rar întâlnit. Și în timpul de dinainte nu-și găsea evident încălțări și umbla o pereche de Adidas până o tocea de tot. Și atunci pentru el a fost o mare victorie că a jucat în acel film, pentru că i s-au făcut cizme de piele care i-au și fost lăsate, că ce aveau să, nu puteau să facă altceva, cu niște cizme atât de mari. Tudor, tu, acum că tot o să înceapă azi, mâine și sezonul de reconstituire istorice aici la Alba Iudele Neckmann, tu ai jucat mai multe roluri, nu? Împăratul Traian, Hadrian și, da. Și pe Horea. Care e cel mai greu? Eram un pic axat pe... Am mai avut și pe Cloșca și pe Crișan alături de mine. Dar ce ne-a interesat pe noi a fost să transmitem povestea lui Horea. Adică aveam și variante de 5 minute, de 10, de 20, de 30 de minute, încercând să ăsta era scopul până la urmă, să transmitem informația istorică, sigur sub o altă formă, copiilor, tinerilor, un episod important până la urmă și pentru istoria locală, pentru Alba Iulia, dar mai ales că ultima dată le-a avut și pe Grancea Racoții alături de tine. Da, l-am reconstituit și pe Grancea Racoții, la un moment dat și pe Contele Iancovici, țin minte, la o noapte a muzeelor. Da, chiar anul ăsta la noaptea muzeelor pe 14 mai, revii puțin și în rolul... Tot în fiecare ediție a nopții muzeelor am ținut să fac un pic și povestea lui Horea. E așa un rol de suflet, deși e destul de greu și... În fine, nu ne plânge. Ce vreau să te mai întreb, în colecția Muzeului Național al Unirii avem și o parte de expoziție dedicată acestui moment al anului 1784, noiembrie-decembrie, și al execuției. Avem și o roată acolo. Da, dar este o replică. Roata originală, nu știu ce s-a întâmplat cu ea, după unele surse ar fi fost la Muzeul Bruckenthal din Sibiu, dar trebuie să verificăm în ce măsură. Și am căutat informația tot asta copie. Și figurează la un moment dat undeva, dar nu e credibilă. Guvernatorul Transilvaniei de atunci, fiind chiar Samuel Bruckenthal, care a fost interesat de personajele de Horea, Cloșca și Crișan și chiar a trimis unul dintre consilierii artistice să facă pictură chiar după natură, chiar după personaje. Și de aici și povestea că roata ar fi ajuns în zona respectivă, dar încă, cum spuneai tu, nu știm bine. Dar mai avem la muzeu, avem acea grindă de la o biserică la care a lucrat Horea, el fiind tâmplar la bază. Avem gravurile de care povesteam, avem câteva arme care ar putea să fi fost folosite de răsculați. Sunt câteva elemente. Avem codul terezian de care am povestit, un exemplar îl avem în colecția bibliotecii. Da, iată că după criminalist terezian. După atâția ani, 237. Exact, peste două secole, aceste personaje sunt încă de actualitate, să mă pot afla multe lucruri despre ei. Ai venit tu chiar în emisiunea din această seară cu lucruri noi care nu s-au scris. Da, din păcate, istoricii cumva s-au limitat la zona asta speculațiilor, unde n-au avut acoperire de sursele istorice și n-au mai încercat prea mult să
îmbogățească spectrul ăsta de informații după ce Prodan a scris acele fabuloase volume consistente, da? Toată lumea a zis că nu mai e ce scrie despre revoluție, despre răscoală, mereu îmi vine să-i spun revoluție. Așa învățat la școală. Da, da, era într-adevăr un subiect favorit, un subiect predilect și pentru perioada comunistă. Da. Tudor, îți mulțumesc mult pentru prezența ta, sper că a fost emisiune reușită. Vă mulțumesc și dumneavoastră că a stat până la ora aceasta urmărind emisiunea Historia. Vă aștept și lunea viitoare la o nouă emisiune cu teme de istorie și o seară bună să aveți!